Bună ziua tuturor! Sunt pe A0, la intersecția autostrăzii Bucureștiului cu DN4. Este locul de unde începe acest nou tronson de autostradă care este finalizat și care va fi în trafic începând de mâine de la ora 18. Deci de aici, din acest loc, de la intersecția cu DN4, avem încă 10 km din A0 în trafic. E un tronson foarte lung, dar e un tronson care cuprinde și un nou nod rutier între două autostrăzi, A0 și A2, autostrada care duce la mare, către Constanța. Mergem acum să vedeți cum arată acest nou tronson de autostradă. Vedeți, panourile fonoabsorbante sunt montate, sistemul de iluminat public este montat, marcaje rutiere, semnalizare rutieră și verticală și orizontală. Face parte din lotul 1 A0 Sud, un lot din care au fost dați deja în trafic aproape 7 km împreună cu o porțiune din lotul 2 între DN5 și DN4. Din contractele pe care le-a avut firma din Turcia, este ultima recepție. Comisia de recepție este încă prezentă în teren. Se fac ultimele verificări în ceea ce privește activitatea comisiei de recepție. Aceasta face o vizualizare a tuturor lucrărilor și întocmește procesul verbal de recepție și anexele acestuia. Este foarte important pentru că se face legătura între A0 și 3 drumuri naționale importante, DN6, DN5, DN4, cu autostrada Soarelui, cu autostrada București-Constanța. Practic, cei din sudul capitalei, de la Bragadiru Pornedu până în, la intersecția cu autostrada A2, vor putea utiliza nu centura actuală a capitalei, ci acest tronson de 33 de km din A0 pentru a pleca și veni dinspre mare, dinspre Constanța. Rutier important între două autostrăzi, este al doilea nod rutier la nivel de autostradă din regiunea București-Ilfov. După cum știți, anul trecut am dat în trafic nodul rutier dintre A0 și A3, București-Ploiești. Aici stânga-dreapta este și o parcare de scurtă durată, dotată cu grupuri sanitare și cu locuri de parcare și de odihnă. Și ele sunt finalizate pe parte și pe cealaltă. Mai sunt încă în teren echipele de muncitori care de principiu curăță
zonele în care au fost șantier. Vă spuneam că avem 33 de kilometri pe partea de sud, începând de mâine în trafic, plus cei 10 km pe partea de nord pe care avem în trafic. Sunt 43 de km din A0 în trafic și mai sunt încă 10 km finalizați, dar care încă nu sunt în trafic pe partea de nord, ceea ce înseamnă că am trecut de 50% din A0 din autostrada Bucureștiului finalizat. Pe partea de sud mai avem un singur lot care este în lucru, aproximativ 18 km legătura cu A1, este, așa cum spun, de ceva timp cel mai important lot pe care îl avem de finalizat. Este lotul care va închide seminerul sudic între A1 și A2 și va prelua cu adevărat traficul de tranzit de pe centura capitalei pe această autostradă. Haideți să vedeți ceva interesant. Se face acum un gen de însămânțare a taluzului. Este o însămânțare specială, se pulverizează practic sămânța de gazon care este în acel recipient pe taluz. Acesta este cu substanțe care asigură încolțirea. Hai să mergem mai departe. Vom merge pe breteaua care face, care e aferentă nodului rutier. Ne-am apropiat de nodul rutier A0-A2. Și s-au montat și panourile de semnalizare. Și aici este bredeaua care face conexiunea cu A2 spre Constanța. Cum vă spuneam, sunt echipele de curățenie încă în șantier. Acest nod rutier asigură legătura cu toate direcțiile. Cred că vine cineva și cu spatele. Sunt mașinile cu cei care încă lucrează, v-am spus, și curățenie și alte activități pe șantier. Și am ajuns la autostrada A2. Este autostrada care este în trafic. Practic aceasta este zona de conectare între A0 și A2. Începând de mâine de la ora 16, cei care vin dinspre A0 merg direct către Constanța.
vedem mâine, ora 18.